Bun. Am grupat întrebările într-o formă, cumva să ne fie numai ușor să urmărim. Frații, știți formatul? Cu har. Cu îngăduință. S-a menționat că ura inimaginabilă a omului față de Dumnezeu se vede în modul în care oamenii l-au omorât pe Iisus. Andrei, tu ai spus asta. În contextul faptului că ei nu credeau că Iisus e Dumnezeu, mai stă în picioare această afirmație? Și anume, ura inimaginabilă a omului față de Dumnezeu. Zi la microfon dacă ziceți. El a dat un răspuns bun în timp ce citeam întrebările la masă. Păi, îți dau voie să-l copiez, să-l spui tu. Necredința este parte din ce înseamnă ura omului față de Dumnezeu. Deci întrebarea era în cazul în care nu credeau. În contextul în care nu credeau că Iisus mai e valabilă. Da, este valabilă pentru că necredința este parte din ce înseamnă ura omului față de Dumnezeu. Deci nu e o scuză pentru ei, cu alte cuvinte, exact. Nu? Că nu credeau în Iisus. Nu, cred că presupoziția din spatele întrebării este că necredința ar însemna un fel de ignoranță. Dar dacă nu știam, dacă nu-mi dădeam seama, știi? Nu, preoții, tâlharii și așa mai departe, nu credeau. Nu credeau nu pentru că nu aveau dovezi. Ei aveau toate dovezile disponibile care erau posibile să fie oferite de Dumnezeu, le aveau acolo în față și nu credeau în ciuda dovezilor, în ciuda argumentelor, în ciuda prezenței lui Dumnezeu manifestată chiar fizic, așa, pe limba lor acolo, împlinind profețiile Vechiului Testament. În ciuda împlinirii Psalmului 22 de către ei, de către Bajocoritori, de către Hristos și așa mai departe. Aia este o necredință vinovată. Sigur că ura... Ura îi acea exprimare activă a răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu, dar Roman capitolul 1 vorbește despre esența păcatului, mânia lui Dumnezeu care se descoperă din cer asupra oricărei necinstiri fără de legea omului, dar există și o parte a păcatului care vine tocmai din ignoranță. Au înnăbușit, n-au vrut să cunoască. Deși se vedea clar, când te uiți cu băgare de seamă, ei au ignorat, au întors spatele. N-a fost ceva ca la cruce, aruncat, dar e parte din aceeași esență a păcatului, până la urmă. Okay. Una dintre cele mai, doar subliniez ce ai spus eu, sau una dintre cele mai profunde forme de ură este ignorarea, sau să ignori, să nu-ți mai pese, să te comporți ca și cum n-ar exista. E și asta o formă de ură. Acum noi știm că nu există om care să nu aibă în conștiința lui sensul divinității, nu, un sentiment al divinității. Dar oamenii își înnăbușe acest sentiment se împietresc prin ignorarea lui. Dar și asta este o formă de ură. Doar că, sigur, aș spune că este cea mai profundă formă de ură să ignori pe cineva. Nu? Gândiți-vă în relația de familie, e cel mai cumplit mod de a-l pedepsi pe celălalt, dacă ne putem imagina așa ceva, este să nu mai bage în seamă. Mai mult decât ura, aproape. Okay. Deci, următoarea întrebare. Cum putem confrunta colegi sau prieteni care încep să se mute din bisericile lor în biserici cool, astea-s ghilimele, care nu au pic de reverență față de Sfințenia lui Dumnezeu, paranteză, majoritate filiere Hillsong? Să spuneți dacă vreți să repet întrebarea. Prima parte doar. Cum putem confrunta colegi sau prieteni care încep să se mute din bisericile lor la bisericile cool, care ar fi ele? Primul aspect pe care vreau să-l spun aici, apoi invit și pe colegii mei, este să nu aruncăm ușor cu etichete. Domnule, doar pentru că biserica aia are... Am văzut-o eu pe Instagram că e așa, cu siguranță este o biserică rea. Am văzut plantele alea, eu ce am cu plantele. Am văzut eu plantele alea lângă Amvon, e clar că este o biserică conservatoare. Nu, nu, ascultă învățătura. Totul să plece de la învățătură. Da, eu am și eu sunt foarte vocal pe chestiunea asta. Într-adevăr, în general, toate bisericile pe care eu le numesc emergente, Hillsong, Elevation, Bethel, 477, care nu este o biserică, dar e o platformă aproape de care coagulează oameni, pentru că ei nu cred în biserică, apropo, cei de la 477. Am o problemă, de ce? Pentru că deja știu care este teologia lor. Iar teologia lor e profund antinominiană. E profund a unui har ieftin.
Și dau un exemplu pentru că nu suntem aici ca să, să ne învârtim după unul după altul. Biserica, de exemplu, Intro Home Cluj, pentru că despre ea știu. Anul trecut, când este Gay Month? În iunie sau în mai? Ce să fie? Luna... A, gay. Iunie, da? Bun. Anul trecut, cred, în 2021, dacă nu mă înșel, 2022, oricum, într-unul din ani, cred că 2022. Pe Instagram, story foarte mare pe Instagram al acestei biserici, un curcubeu mare și spunea, vă primim pe toți, veniți, nu contează, Dumnezeu vă primește. Bun. Uh-huh. Plecând de acolo, mi-e foarte simplu să spun, dacă te duci acolo, vei fi hrănit cu gunoi spiritual. Sau cel mult cu pufuleți spiritual. Ale nu-ți predici. Cunosc persoană care a stat ani de zile, peste 10 ani de zile în Hillsong, Londra. O, cât de minunat e Luci, minunat, o, ne închinăm, aleluia, aleluia. La prima criză serioasă din viața ei n-avea niciun instrument doctrinar, teologic, dogmatic cu care să lupte în problema ei. De-aia, fugiți cât ține, cât vă țin picioarele, dar nu aruncați cu etichete. Uitați-vă la învățătură, de aici aș pleca. Cum poți confrunta pe aceste persoane care merg acolo? Poate colegi, da. Eu aș spune că plecatul, mutatul dintr-o biserică în alta, trebuie să aibă motive mai serioase decât faptul că o biserică este cool. Adică trebuie să ai motive serioase să pleci din biserica ta, să te muți într-o altă biserică, altul decât faptul că cealaltă biserică este cool. Fie că este vorba despre, nu știu, tolerarea păcatului, o cultură a păcatului, doctrina nesănătoasă și așa mai departe, astea sunt motive foarte serioase de a pleca dintr-o biserică, dar a te muta pentru că o biserică e mai cool decât alta, asta nu-i motiv. Aș vrea să mai amintesc ceva din întrebarea asta, pentru că au spus motivul pentru care biserici care nu au pic de reverență față de Sfințenia lui Dumnezeu. Asta este categoria de biserici. Cu atât mai mult, dacă există așa ceva, nu... Trebuie confruntat în primul rând principial, de ce trebuie să pleci, care sunt motivele serioase pentru că a plecat dintr-o biserică, a părăsit o biserică, și apoi a explicat foarte clar de ce biserica respectivă nu are o reverență față de Sfințenia lui Dumnezeu și cum se manifestă asta. Și parte din ce înseamnă să nu ai o reverență față de Sfințenia lui Dumnezeu înseamnă și tolerarea și prin tolerare promovarea păcătoșeniei și a unei culturi a păcatului în biserica respectivă. Okay. Din păcate, din categorie, dintre oamenii cu care am vorbit, care erau într-un astfel de proces, din păcate, am văzut două categorii. Unii foarte imaturi în credința lor, nu știau ce înseamnă biserică, nu știau cum vorbește Biblia despre așa ceva, ce înseamnă părtășia unei biserici, care e scopul unei biserici. Era pur și simplu în ei, unii mi-au spus, mi-ar plăcea să fiu, să mă distrez, să mă simt bine, să fiu ca prietenii mei și totuși să o fac safe. Și biserica asta mi oferă așa ceva. Ok, atunci pornim de aici. Din păcate însă, cealaltă categorie, la fel de din păcate ca și prima, unii nu erau născuți din nou. Credeau că sunt născuți din nou, dar când am stat un pic să puricăm inima și am intrat puțin în motivații, în dorințe, ne-am dat seama că sunt atât de departe de ce ar trebui să fie un om născut din nou. Și atunci ar fi un semnal de alarmă, ce poți să faci tu dacă ești prietenul, ucenicizare sau, dacă e a doua categorie, evangelizare. Asta e ceea ce poți face. Eu spun pe scurt, legat de ce au spus frații zilele astea despre Sfințenia lui Dumnezeu, aș încerca să-i demonstrez cu Scriptura că în centru adunării Sfinților este un Dumnezeu sfânt și suveran care generează în mod necesar reverență. Deci când te duci într-o biserică în care în mod constant nu există reverență, nu există o înțelegere a Dumnezeului Scripturii, a Sfințeniei lui Dumnezeu. Evrei 12 cu 28, apropo, e Noul Testament, scris pentru oameni din Noul Legământ, fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, lui, nu nouă, cu evlave și cu frică și ascultă ce e central. Așa se încheie cartea Evrei. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Iar o biserică care nu-mi dă această
această revelație de sine a lui Dumnezeu este o biserică în care nu vreau să fiu, pentru că biserica asta mă va face să mă port așa cum îl prezintă pe Dumnezeu în toate sferele vieții mele, în toate domeniile vieții mele, în toate relațiile, în închinare și așa mai departe. Vreau să-mi dea un Dumnezeu biblic care să-mi genereze reverență. Nu eu să fac o față aia plăștită, tradiționalistă, unde chiar e moartea anuală în biserică și noi suntem în reverență față de Dumnezeu și toți sforăie. Nu. Chiar să fiu atins de sfințenia lui Dumnezeu și de faptul că El este, după ce ne-am păcat prin Hristos, un foc mistuitor. Du-l la Scriptură. Dacă nu-l convingi cu Scriptura, mi se pare inutil. Ok. Asta întrebare. Care este rolul mărturisirii păcatelor unii altora în contextul sfințirii? Acum o chestiune personală, poate o care ne regăsim câțiva dintre noi. În biserica mea, oamenii care se vulnerabilizează vorbind despre păcatul lor prezent, paranteză, nu în complacere, sunt tratați ca fiind slabi. În contextul ăsta, care e rolul mărturisirii păcatelor unii altora în contextul sfințirii? Dacă mergi într-o biserică și oamenii te consideră ca fiind slab atunci când vii și îți expui păcatul. Acum, cred că depinde și ce fel de păcat îți mărturisești. Eu, de exemplu, pot să mărturisesc de față cu toți un anumit păcat. Sunt mândru. Și de ce am această relaxare e că știu că toți sunteți mândri. Aici nu mă simt deloc, Lucie, mândru. Nu. Și cei care au impresia că nu sunt, sunt undeva într-un paroxism al mândriei. Paroxie? Paroxism. Am înțeles. Într-un vârf, într-o parohie. Parohie. Patriarh dar, al mândriei. Dar totuși, sunt anumite păcate pe care este înțelept să le spui într-un anumit context. Mm-hmm. Iar aici vreau să introduc nevoia de a avea un grup de ucenicie. A avea, ce înseamnă asta? A avea în cadrul comunității locale niște oameni cu care te rogi, citești Scriptura, vă ajutați împreună, vă străduiți împreună în această sfințenie. Adică să creșteți în procesul ăsta de apropiere de Hristos. Dar acolo este un context sănătos să spui. Și sigur, nu trebuie să spunem că ar fi bine să nu spui că te lupți cu pornografia tu fiind băiatul unei fete. Nu, adică astea sunt chestii de bun simț. Chiar dacă este sora ta în Hristos. Dar sunt foarte multe probleme pe care biserica din România cred că le are. Ucenicia este una serioasă și ucenicia însemnând această dorință, această întâlnire cel puțin săptămânală cu un grup cu care să studiez Scriptura. Și dați-mi voie să vă zic eu deja, păi, nu e părtășie orice întâlnire. Uh-huh. Eu am mai auzit pe oameni care au spus, mamă, ce părtășie am avut, am mâncat pizza și am văzut un film. N-ai avut nicio părtășie. Părtășie doar în jurul Scripturii. Aia e părtășie. În jurul Scripturii, unde este rugăciune, și asta nu e legalism, asta e dorința de a te apropia de Hristos. Okay. Dacă o biserică locală sau cei care formează biserica locală văd mărturisirea unui păcat, și tu ai spus nu într-o complacere a lui, ci dintr-o dorință sfântă de a scăpa, de a ajuta, acolo ar trebui puțină învățătură cu privire la ce înseamnă păcat, care e rolul bisericii și care e rolul nostru. Dar pe lângă lucrul acesta, mărturisiți-vă unii altora păcatul, o spune Iacov, da? Și știți că o spune în ultimul capitol, în contextul relației, în primul rând, dintre membrii unei biserici și prezbiteri. Da, este unul dintre voi bolnav, să cheme prezbiterii, să se roage și acolo. Tot ceea ce urmează îi o descriere a relației dintre membrii și prezbiteri. Și atunci, așa cum spunea Lucian, mărturisirea aceasta a păcatului o faci cu atenție. Sigur, întotdeauna înaintea Domnului, trebuie să o faci înaintea celui împotriva căruia ai păcătuit, atunci când există o păcătuire împotriva unei persoane, dar atunci când e un păcat intern cu care tu te lupți, un viciu, o dependență, ideea Scripturii cheamă-i pe oameni duhovnicești să se ocupe de tine. Galateni 6, tocmai în ideea asta, deși e o imagine mai largă a bisericii, spune voi care sunteți duhovnicești.
să-l ridicați pe fratele vostru și în timp ce face asta, în timp ce poate el îți mărturisește păcatul și tu îl ridici, ia seama la tine însuți ca tu să nu cazi și astfel să vă purtați sarcinile împreună. Dar este vorba totuși de o relație cu un om spiritual matur. Așa că asta nu o facem cu oricine, o facem cu înțelepciune și sigur nu o facem numai ca să ne etalăm păcatele noastre. La un moment dat, într-o zonă a României, în anii 90, era o mișcare numită a treziților, care credeau că atunci când își mărturisesc păcatele, harul se înmulțește. Și la un moment dat, atât au mărturisit la păcate că nu mai aveau ce să mărturisească și îndemnul la finalul programului era să meargă să mai producă ceva, ca să aibă ce mărturisi data viitoare în cadrul bisericii locale. Deci o extremă, dar care a atins o mare parte a Transilvaniei în anii 90. Și atunci trebuie să fim foarte atenți la lucrurile acestea. Hai să rămânem în contextul Scripturii. A ceea ce Biblia spune clar, că e clar. Aici noi sunt învățături, trei perspective. Lucrurile sunt destul de clare, cu înțelepciune și cu maturitate. Andrei, mi-a luat pixul, cred că ți-ai făcut o schiță de predică. Da, nu. Vreau să citesc versetul la care el făcea referire. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. Uh-huh. Scopul pentru care mărturisesc păcatele sau cui îmi mărturisesc păcatele și scopul este unui om care este un om al rugăciunii și care îmi poate oferi sprijin nu doar de sfat, ci spiritual. Este un om al rugăciunii care se duce direct la sala tronului ca să mă sprijinească pe mine și apoi spune, deci mărturisiți-vă și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Scopul nu este ca eu să zic, a, și el, da, suntem în regulă. Erau grupuri din astea, nu mai zic unde, care tot așa își mărturiseau unii păcatele și ăștia erau eliberați după aceea în sensul că, bă, toți avem aceeași problemă, știi, mergem în continuare înainte. Nu, el spune mărturisiți-vă și rugați-vă ca să fiți vindecați. Scopul nostru este să ajungem la vindecare, să scăpăm de problema respectivă, iar apoi spune mare putere. De ce mărturisesc? Există o putere în părtășia din interiorul bisericii, între mădularele trupului Domnului Iisus Hristos. Omul care se roagă pentru tine nu este omul care te bârfește după aceea sau face prin screen pe WhatsApp să trimite altuia. Apropo, nu-ți mărturisi păcatele pe WhatsApp cuiva, da? Cu niciun fel de detalii. Deci asta trebuie făcut om la om. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui cui a mărturisit el păcatele. Unui om neprihănit. Un om neprihănit care este un om al rugăciunii și care are putere în prezența lui Dumnezeu. Ăla poate să fie de ajutor pentru tine. Deci trebuie să fii foarte atent cui îi mărturisești păcatele. Și sigur, ar fi extraordinar ca în bisericile noastre să fie doar oameni de felul acesta, da? Dar trebuie avut mare atenție. Poate să fie și vina acelei persoane care s-a dus și a spus că am văzut și lucruri din astea, da? Eu am experimentat lucruri din astea, nu l-am văzut niciodată. Da, eu m-am luptat 7 ani cu pornografia în timp ce eram căsătorit și aveam 4 copii și am început să spună tot felul de lucruri. Bă, stai că ne cunoaștem din 2 minute, știi? Nu știu dacă trebuia să știu toată istoria vieții tale și păcatele tale, știi? Trebuie avut mai mare grijă. Înțeleg că poate persoana avea încredere, dar trebuie avut foarte mare grijă. Fratele Andrei Croitoru a zis, citez, suferința nu este, asta e întrebare, nu este, suferința nu este o ispășire a păcatelor tale. Întrebarea este, acest lucru este valabil excluzând deja consecințele păcatelor noastre? Deci suferința nu este o ispășire, dar ea nu exclude consecințele pentru păcatele noastre. Uh-huh. Nu, iau un caz, nu știu, obișnuit, ai fumat plămânii 30 de ani, Domnul te iartă de toate păcatele, inclusiv de dependența asta, nu-ți dă plămâni noi. S-ar putea să mori cu un cancer de plămâni. Să te duci în veșnicie. Domnul te-a iertat de plin, nu vei avea niciodată aducerea mintea acestui păcat, dar există consecințe. Pot să existe consecințe la nivel eclesial pentru anumite lucruri pe care le-ai făcut. Pot să existe consecințe la nivel familial, social. Pot să fii în pușcărie pentru anumite lucruri. Domnul să te fie iertat. Consecințele nu sunt anulate de ispășire. Dumnezeu în providența și în suveranitatea Lui poate diminua consecințele sau anula consecințele în întregime pentru anumite fapte. Dar asta nu înseamnă că eu pot să mă aștept că acum pe pământ, imediat ce mi-am mărturisit păcatul sau m-am pocăit sau mi-am cerut iertare, automat să dispară toate consecințele. Nu. Și consecințele păcatului nu sunt ispășirea pe care tu o faci. Asta vreau să întreb, dacă nu cumva etosul întrebării are de-a face cu faptul că aceste consecințe sunt modul de ispășire a păcatului. Nu, asta nu acum o interpretați voi. Da, da. Da. Deci nu sunt, asta vreau să spunem că nu. Da, nu sunt. Zi la microfon. Ispășirea păcatului e făcută într-un singur fel, prin Hristos, prin sângele Lui, prin jertfă, consecințele păcatului, urmările nefaste, negative, cum spunea Andrei, în suveranitatea și bunătatea sa, Dumnezeu le poate diminua, poate chiar anula definitiv,
Dar asta nu este neapărat o garanție pe care o dă Evanghelia tuturor oamenilor în orice păcat pe care ei îl fac. Unii plătesc consecințe. Vă dau exemplu foarte simplu al tatălui meu care a fumat, tot ai dat exemplul ăsta, zeci de ani de zile, s-a întors la Domnul, a trăit o viață de credință, dar a plătit consecințele acestea la vârsta de 56 de ani, s-a îmbolnăvit de cancer, a murit. Și așa mai departe. Da. Deci nicăieri în Biblie ispășirea nu suspendă legile lui Dumnezeu din asta univers. Asta nu înseamnă că păcatul acesta nu a fost acoperit prin sângele lui Hristos. Un exemplu ar fi David, care păcătuiește și moare copilul. Moartea copilului nu ispășirea pentru păcate. David nu putea ispăși, copilul nu a ispășit, ispășirea a făcut-o Hristos. Dar este o consecință pe care David o asumă și acolo chiar, este pocăință. Chiar e o pedeapsă acolo. O pedeapsă. Bun. Următoarea întrebare. De ce credeți că se predică atât de puțin despre sfințenia lui Dumnezeu? Eu aș spune o chestie pe care o zis-o Luce doar în introducere. Există, chiar dacă noi nu vrem să recunoaștem, un fel de neomarcionism funcțional, la nivel practic, în sensul că foarte voi spune acum, Marcion și-a făcut un canon al lui. Da, a luat și-a cioporțit Biblia și-a luat din Biblie ce a vrut el. Bă, nu-mi place Dumnezeu din Vechiul Testament, bum, tăiat dintr-o bucată tot. Nu-mi place nici prin Noul Testament vreo două, trei epistole sau capitole, le-a tăiat și pe acelea. Dar el n-a văzut o coeziune a revelației lui Dumnezeu și un progres al revelației lui Dumnezeu din Vechiul Noul Testament. Și ăsta e motivul, cred eu, la nivel practic, deși ei vor nega la nivel practic, pentru care oamenii nu predică sfințenia lui Dumnezeu. Ei au senzația că Dumnezeu, bătrânul, Dumnezeu care era puțin, avea crize de mânie prin Vechiul Testament, mai umora pe ăștia, mai înghițat pământul, nu știu ce, decapita la ei, în fine, măcel, și deodată a zis, bă, m-am liniștit, gata, Domnul Iisus a murit la cruce, e liniștit acum un bătrânel, stai, bă, vă înțeleg și pe voi, n-a fost fiul meu pe pământ, știe cum e acolo la voi, greu de tot, da? Și atunci e un marcionist funcțional, avem doi Dumnezei în realitate, nimeni nu spune asta, da? Și ei au senzația că în Noul Testament este doar pagini cu Domnul Iisus ne iubește, Domnul Iisus ne iubește, este cineva pe internet care tu ai văzut public, face prin screen-ul la texte din Scriptură și luasă câte o propoziție, restul taie, bă, nu mai contează, da? Da? Oamenii ăștia nu au citit Apocalipsa, de exemplu, da? Sau, cred că asta e, nu mai vezi, dar când te prinde marcionismul ăsta funcțional, nu mai vezi textele din Biblie, nici din Noul Testament. Nu le mai vezi. Ioan 3 cu 16, mai jos spune despre mânia lui Dumnezeu. Nu le mai vezi, pur și simplu. Cred că ăsta e motiv. Mai, pe lângă faptul, pe lângă ce spunea Andrei, a predicat sfințenia lui Dumnezeu vine la pachet cu două lucruri care sunt oarecum neplăcute. În primul rând, a predicat sfințenia lui Dumnezeu înseamnă a vorbi automat despre păcat, ceea ce e neplăcut în zilele noastre, și înseamnă automat a vorbi despre sfințire, care iară nu este un subiect destul de plăcut în zilele noastre. Într-un cuvânt ce vreau să spun, a predica despre sfințenia lui Dumnezeu înseamnă automat a responsabiliza persoana căreia îi predici. Problema mea nu este neapărat cu întrebarea asta, problema mea. Nu e neapărat că s-ar predica puțin despre sfințenie, că se predică, cred, mult despre sfințenie, ci că se predică prost despre sfințenie. Se predică moralist. Nu se pleacă de la a creiona o imagine corectă a lui Dumnezeu, că de acolo pleci. Cum este Dumnezeu în Scriptură? Și al doilea lucru, că nu se predică expozitiv. Și atunci când predicăm așa, luăm din când în când câte o temă, biserica nu crește, dar când treci prin toată Scriptura și aproape în toată Scriptura ai motive să vorbești despre sfințenia lui Dumnezeu și despre sfințirea noastră, când o faci în felul ăsta, atunci creezi o imagine corectă despre Dumnezeu în biserică. Deci problema mea este nu că nu se predică despre sfințenie, ci că se predică prost, moralist, la rigoare chiar legalist. Asta e problema pe care o am. Și ce aș adăuga e că suntem plictisiți de Dumnezeu. Pe mine, moș, vă spun, aseară am vorbit cu mai mulți după mesajul din Isaia 6. Băi, când vorbeați și îmi spuneați de Isaia și de mesaj, așa, băi, la unii vă sclipeau ochii.
În sensul bun, eu nu stați acum, vă faceți procese de conștiință, în sensul bun. Adică se vedea pasiunea aia pentru Domnul, pentru cine El, pentru a-L vedea zugrăvit în fața ochilor. Și atunci, aseară m-am gândit și se completează bine cu ce spune Luci. Suntem plictisiți de Dumnezeu. De aia predicile noastre au un centru, omul, cei trei pași pe care să-i facem noi. Ce-i practic sfințenia lui Dumnezeu, până la urmă, se întreabă lumea. Nu atragi cu așa ceva. Nu pui în pastile sfințenia lui Dumnezeu și o dai repede. Și cred că există o plagă în biserica din România, și nu numai, dar acum noi vorbim de o grada noastră, îi lăsăm pe alții, o plictiseală și o lipsă de fascinație, de uimire. Nu suntem uimiți când vine vorba de Dumnezeu. Brodez pe ce spui tu. Uneori oamenii sunt plictisiți pentru că predicile sunt plicticoase. Și aici trebuie să ne uităm și în ograda noastră. Martin Lloyd-Jones spunea unul dintre cele mai mari păcate pe care le poate face un predicator e să predice plicticos. Niciodată Scriptura nu e plicticoasă și niciodată predicarea nu are voie să fie plicticoasă. Faci un mare păcat față de Scriptură când predicarea e plicticoasă. Așa că, din nou, cred că pleacă foarte mult de la predicare, care cred că e foarte importantă. Vă rog. Dacă poți să te întreb, ai zis la un moment dat de predicare moralistă, dacă poți să ne spui, Luci, cam ce înseamnă asta? Ok, de multe ori am avut problema asta pe internet, mai ales, pentru că oamenii nu fac diferența între morală și moralism. În general, când auziți ceva cu ism, fugiți. Na, comunism, nu creștinism, atenție. Dar moralismul este o ideologie. Și anume că de fapt, moralismul e legalism. Este suficient să fiu predicos, să le spun oamenilor într-una numai ce fac rău, numai ce fac rău. Dar oamenii, nu e suficient, oamenilor trebuie tot timpul să le pui oglinda și să-i duci la cruce. O să vorbesc mâine despre două lucruri, le spun de pe acum, mortificare și vivificare. Este foarte important tot timpul să arătăm adevărata stare în care suntem, dar în același timp, imediat cu soluția, cu harul, cu crucea, așa doar harul ne face să nu, predicarea noastră să nu fie moralistă. Că este simplu altfel. Dar mă iertați, pot exista în felul ăsta biserici atee. Ateii sunt foarte morali. Ateismul oferă un tip de moralitate. Ce este diferit în creștinism? Hristos. Deci crucea. Alternativa sănătoasă la predicarea moralistă este predicarea cristocentrică. Crucea lui Hristos, amin. Apropo. Amin. Îi spuneam lui Andrei, uite-te, zice Pavel, nu vreau să știu pe altcineva între voi decât pe Hristos. Și foarte interesant că nu spune pe Hristos înviat, învierea este extraordinară, importantă, e gloria Evangheliei, nu-i așa? Dar totuși, ce spune? Răstignit, de ce? Pentru că în cruce, acolo s-a produs mântuirea noastră. Acolo s-a produs ispășirea noastră. Zi, Andrei. Nu, am văzut că fratele Alex Ghiță pune întrebări, acum o să răspund și eu. Îmi permite să adaug puțin la răspunsul bun pe care l-au dat frații, în special pe linia lui Iosua. Băi, fraților și surorilor, băi, voi v-ați auzit cum cântați? Superb. Și nu cred că e de la mâncare. Adică nu de la mâncarea asta ce am primit-o, care a fost și asta foarte bună. Atunci când ești expus la cuvânt, atunci când nu ești plictisit de Dumnezeu, nu vii la un stage performance. Cum din păcate suntem obișnuiți, prea obișnuiți, să vină o echipă în față și ei să ne conducă, ei să cânte și noi acolo mai stăm pe Instagram. Să vă auziți cum cântați. Să vă vedeți chipurile când cântați, cum cântați. Atunci când ești imbibat de cuvânt și de Dumnezeu, automat nu vrei altceva și respingi predicile moraliste, cântările egocentrice și accepți tot ce a fost Hristos. Scuzați-mi ca intervenție. Continuăm întrebarea. Te iertăm. Mulțumesc. Bun. Ce poți face când te găsești într-o biserică unde păstorul nu este vertical? Nu din... Deci nu zice vertical din bisericile astea cool, da? Să termin întrebarea. Ce faci când te găsești într-o biserică unde păstorul nu este vertical sau se eschivează de la a răspunde uneori cu adevăruri biblice la oameni? El îndoaie adevărul biblic. Deci vertical în sensul drept. Dacă v-am confuzat mai tare, scuzați-mă.
Deci ce poți să faci când te găsești într-o astfel de biserică, unde păstorul nu răspunde uneori cu adevărul biblic, ci se îndoaie după nevoile oamenilor? Deci nu vreau să închid gura celui care a pus sau celei care a pus întrebarea asta. Eu aș fi foarte atent la ce înseamnă păstorul vertical, știi? Dacă cineva își imaginează un Ioan Botezătorul care în continuu îl ia pe Irod la întrebări sau Domnul Iisus care îi continuu pe repeat, Matei 23, știi, nebun și ori, mormite văruite, dă-i. N-a spus adevărul acum, frate, ăsta nu prea e vertical, știi? Depinde la ce se așteaptă, ce e pentru el vertical. Știu câțiva vertical, nu în sensul din așa de vertical, de care fugi, știi, când îi vezi. Un păstor, trebuie să înțelegeți, un păstor este un păstor al oilor. Da, un păstor al oilor și el uneori prezintă adevărul într-un mod vertical, dar poate nu cum te-ai așteptat tu. Și tu s-ar putea să te uiți la el și să spui, nu a fost vertical. Ha, aici îi spuneam eu, bă, dacă era ăla și îi spunea pe internet, știi, eu când sunt în fața camerei, nu am oile mele, știi? Uh-huh. Eu nu sunt păstorul arhiepiscopului internetului. Da, poți să mă asculte o grămadă de lupi, o grămadă încă. De... Da. Facem un poll de vot. Știi? Dar un păstor, din nou, nu vreau nici să-i justific, că sunt persoane, așa cum spune... E foarte subțire întrebarea. Nu știi exact la ce se referă. Trebuie nuanțat. Poate știi contextul real? Respectiv și riscul este ca plecând de aici să ai impresia că ți-a dat un răspuns și te duci acasă și faci tu revoluția acolo. Bun, e în public asta? E în chestiuni private? E în disciplina bisericii? E la comitet? Spune că îndoaie adevărul biblic. Unde? Mele. Știi, corect, depinde foarte mult. Că în comitet ai anumite lucruri de tratat când e om la om sau în grupurile mici sau în predicare ceva diferit, la adunările generale, știi, situații diferite în care păstorul trebuie să reacționeze diferit. De asta mie mi se pare foarte imprecis întrebarea și periculos de răspuns. Prea generală, da. Mai e altcineva care crede ca tine? Grupul ăla, cum l-ai caracteriza? Ceilalți din biserică, cum ți-ar caracteriza grupul acela? Sunt persoane cu înțelepciune duhovnicești în biserică care văd cum vezi și tu? Și dacă e adevărat, Matei 18, confruntă-l. Unul la unul, du-te, vorbește, spune ce ai pe inimă, explică-i și fă pașii de acolo. Eu asta aștept de la membrii bisericii mele. O întrebare puțin mai directă. Mai sensibilă, poate. Puteți explica mai concret disciplinarea colectivă prin excludere? Pentru ce fel de păcate se aplică și pentru cât timp? Cum puteți fi sigur că acel om a fost restaurat și poate fi reprimit în biserică? Ce facem cu prejudecățile asupra acelui om, în special când este vorba de păcate foarte delicate? Din punctul meu de vedere, orice păcat poate să ducă la disciplinare colectivă. Prin excludere. Exemplu, da, prin excludere. De exemplu, un bărbat nu se roagă niciodată cu soția lui și nu are părtășie niciodată cu copiii lui și se răsuflă în adunare. Și tu zici, frate, uite, am auzit din nu știu ce situație, eu nu fac treaba asta, nu vreau, nu mă interesează, nu-i pentru mine și nu știu ce. Insiști, explici, îl îndemni, îl nu știu ce și el nu arată încăpățânare, refuz. Din punctul meu de vedere, și păcatul ăsta, cum e bârfa sau alte păcate permise, arhii răspândite, toate dintre ele care arată încăpățânare, nepocăință, o împietrire, un refuz de a lucra, da, de a te schimba prin puterea Duhului Sfânt, poți să ducă la disciplinare. Există, evident, păcate, o anumită natură de păcate, din punctul meu de vedere, exact cum spune Pavel în 1 Corinteni, care duc direct, cred, acum frații pot să spună, care duc la excludere, da, la o scoatere a respectivului de la masa Domnului și ulterior se lucrează spre pocăință, pentru că tipul ăla de păcate nu pot fi comise accidental. De exemplu, accidental ai putea să ridici tonul la copiii tăi sau la soția ta. Dar este imposibil să pui mâna pe un par și să te bați în fața blocului, știi? Bă, mi-a scăpat, am scos parul din portbagaj și am dat lui ăla, știi? Nu, sau acolo... să dai foc prin... Da. Ziceai că momentul meu de stand-up. E foarte safe unde dăm foc. Sau să vii cu pușca, dacă tot vorbim de... Uite, vreau doar înainte de a-l lăsa pe noi, îl încălzim pe Iosua, că el a vorbit, nu, pe tema asta și o să ne explice poate mai, chiar mai consistent decât reușim noi să spunem, dar vreau totuși să spun că eu vin dintr-o biserică mică, biserica în care am crescut, în care, fără să o blamez așa gratuit, dar în care era o sărbătoare fiecare excludere. Era o sărbătoare a bisericii.
bă, n-am mai venit de mult, mai ales în anii 90, bă, știu că e Dallas, dar trebuie să mergem, că îl exclude. Trebuie să vedem, trebuie să... Era o sărbătoare excluderea din biserică. Și eu am crescut, mărturisesc cu această rană, pentru că sora mea la un moment dat a fost exclusă din biserică, foarte arbitrar, Andrei, cum ai spus tu, foarte nedrept, și am crescut. Când am venit în Biserica Bunavestire, am avut acest model al fratelui Taloș, care tot timpul, mereu spunea, inima noastră este, da, vom pune deoparte, chiar vom exclude, dar tot timpul cu gândul recuperării, restaurării, aducerii înapoi, să nu cadă cineva și o să nu ard, dar atunci... Când biserica arde, ăla este un context sănătos, necesar, cum ai spus tu, Iosua, necesar, sănătos, dar apoi ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu cel pe care l-am exclus? Ce facem cu el? Uităm de el? Treaba lui, asta e, da, e un împietrit. Cât de mult îl căutăm? Un caz de la mine, din biserică, i-am spus unei persoane care a fost exclusă, i-am trimis mesaj, mi-a închis orice portiță, dar i-am spus așa, să știi că împreună cu câțiva frați ne legăm cu lanț de tine numai să nu te închizi. Și n-am mai vrut, n-am avut ce face. Dar ne doare și acum de persoana aia, ne doare foarte tare. Înainte să spui tu ceva, Iosua, te rog numai să fii atent și la o nuanță a întrebării, poate, după ce dai răspunsul. Ce putem face cu prejudecățile asupra acelui om, în special când este vorba de păcate foarte delicate, în momentul când el este disciplinat? M-am aprins, dar după răspunsurile lor m-am stins, că au fost foarte bune. Încă o dată, repet, disciplinarea trebuie să vină în contextul ucenicizării. Într-o biserică locală, dacă se face numai disciplinare fără ucenicizare, lucrurile din senin, de nicăieri, de cele mai multe ori, cred că îi abuz și... Da, cu siguranță. Deci, ucenicizare, disciplinare. Disciplinarea, cum o înțeleg eu în Scriptură, tot timpul trebuie să fie colectivă, congregațională. Pavel vorbește bisericii din Corint despre curvarul. Pavel spune bisericii din Corint să-l primească înapoi. Matei 18... Disciplina aceea prin excludere se întâmplă după ce l-ai spus cui? Biserici. Nu păstorului, nu Lenuța, nu da? Bisericii. Da? Și întotdeauna vezi disciplinarea în contextul ăsta colectiv. Acum, care ar trebui să fie inima? Și Pavel spunea în Corint, dar Matei 18, Domnul Iisus spune foarte clar, să-l câștigi. Fiecare pas pe care îl faci acolo... Dacă nu l-ai câștigat, zice, dacă nu s-a întors, dacă nu s-a pocăit, du-te mai departe. Deci întotdeauna inima îi înspre a-l câștiga, îi cu mâhnire, asta nu-i celebrare, nu exultăm pentru că fratele nostru a căzut în păcat și noi acum îl decapităm. Și deci inima trebuie să dea atmosfera în care se face disciplinarea. Și când se face colectiv disciplinarea, aici există de nuanța asta, disciplinarea colectivă, noi la Sfânta Treime Brăila aducem întotdeauna cazurile disciplinate în fața bisericii, sigur, cu gingășie, cu delicatețe, cu înțelepciune, dar o facem ca biserica să înțeleagă că ea e responsabilă, nu doar eu, noi, echipa de presbiteri, suntem responsabili. Okay. Și ce ați făcut, fraților? L-ați mai sunat? Ați mai luat legătura cu ei? Nu, toți suntem responsabili. Toți suntem responsabili și toți împreună trecem prin procesul acesta. Ne doare împreună, simțim împreună, îl căutăm împreună și dacă Domnul dă har, îl primim înapoi împreună. Dar toată biserica simte durerea pierderii sau a căderii și toată biserica simte mai apoi bucuria restaurării. Și asta anulează din prejudecăți, din șușoteli, sigur, unde e imaturitate sau chiar lipsa nașterii din nou, asta e altceva, dar ca și trup al lui Hristos, asta ar trebui să fie atmosfera. Okay. Și-s de acord cu ce spunea Andrei, orice păcat nemărturisit, de care nu te pocăiești, poate să ducă trebuie să ducă în final. Și cred că unele păcate, chiar mărturisite, chiar cu părere de rău, vor avea consecințe, așa cum am vorbit la început. Și asta ține de înțelepciunea pe care Domnul dă bisericii. Aș mai vrea să zic. Suntem, până să vezi dacă mai vrei să zici, n-avem nici 15% și suntem doar jumătatea timpului de întrebări. Cred totuși că e foarte importantă întrebarea asta, Cristi.
Atâta vreau să mai spun legat de tot ce a spus voi. În 1 Corinteni, capitolul 13, Pavel spune acolo o caracteristică a dragostei. Dragostea acoperă totul. Ce înseamnă că acoperă totul? Cineva făcea comentariul ăsta că Pavel e foarte posibil să fi folosit imaginea din Geneza, capitolul 9, când Noe iese din corabie. Ham, tatălui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și a spus celor doi frați ai lui afară. Atunci Sem și Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de anderetele și au acoperit goliciunea tatălui lor. Da? Și știm ce s-a întâmplat după. Ce înseamnă că dragostea acoperă? Că vorbeai acolo de prejudecata celui care este expus, nu? El trebuie tratat cu dragoste. Dar ce înseamnă această dragoste? Ce înseamnă această acoperire? Că la acoper îi pun, noi nu vorbim deloc ca el să își continue viața de păcat. Nu, nu, el trebuie expus, dar înseamnă că, unu, nu îl leg pe omul ăla de trecutul lui, înseamnă că nu îl expun și deodată devine, cum să zic, show pentru biserică. Aici o să fiu puțin în dezacord cu frații mei. În ce sens? În sensul în care cred că sunt anumite păcate cu care este foarte bine să fim atenți să le expunem în biserică. Chiar la excludere? Uite, dau un exemplu, că aici e o chestie de cazuistică. Am avut o situație de homosexualitate în biserică, cu mulți ani în urmă. Fratele Taloș l-a confruntat pe acel om, l-a pus deoparte, l-a exclus, omul a vrut să rămână aproape, s-a pocăit, s-a căsătorit, și un mic grup a știut de acel om, n-a știut toată biserica. Și fratele Taloș a vrut foarte mult să nu-l expună întregii biserici. Eu am considerat ăsta un gest înțelept din partea fratelui Taloș. Cu toate astea, un grup a știut, nu a luat de unul singur fratele Taloș, atitudinea asta. Dar mie mi s-a părut totuși că a fost înțelept. Sigur, sunt cazuri și cazuri. Asta am vrut să spun. Bun, mergem mai departe. Da. S-a spus suficient la întrebarea asta. Cineva vine și dă o definiție asupra modului în care înțelege legalismul și sfințenia și întreabă dacă este corectă abordarea acestei persoane. Cred că diferența dintre legalism și sfințenie este că tu alegi să faci ceva din propria încredințare, dar știi că nu te mântuie, ci dai lui Dumnezeu acel lucru pe care îl faci sau la care renunți și nu îl impui altora și nici nu judeci pentru că ei nu fac ca tine. Și dă un exemplu practic ca să înțelegem. De exemplu, nu beau alcool deloc pentru că nu vreau să risc să mă îmbăt. Este corectă interpretarea mea între legalism adică și sfințenie? Adică e sfințenie sau legalism? Înțelegi ce vreau să spună? El presupune că nu-i păcat, dar eu nu fac asta pentru că îmi iau niște... Încredințarea ta personală pentru tine niște protecții niște pentru mine. Măsuri de precauție personală. Dar asta nu este legalism. Nu este sfințenie. Nu este legal. Dar nu impune altora lucrul ăsta. Aici e diferența. Da. Nu impui altora. Da. Deci noi avem și o economie personală a sfințeniei. Ne știm vulnerabilitățile, ne știm trecutul, ne știm punctele slabe, ne știm unde ar putea lovi Satan și acolo asupra acestor lucruri trebuie să veghem, trebuie să le întărim. Atunci dacă da, trecutul tău, experiența vieții tale înseamnă, eu știu, un trecut în care ai consumat alcool și te știi vulnerabil, în situația respectivă, este o economie a propriei tale sfințenii și anume să veghezi asupra ta și să te ții departe de altul. Dar cred că poate să fie o sfințire personalizată în sensul că, de exemplu, dacă cineva vrea să aibă un telefon 1100 pentru că pe el îl ajută să nu intre în continuu pe Instagram, TikTok și toate porcăriile din lume, da. E foarte bine ceea ce face. Dacă zice la mine a funcționat lucrul ăsta, mă ajută în sfințirea mea, nu cer nimănui să aibă. De fapt, principiul scoate ochiul, taie mâna, și anume taie păcatul nu din altuia, rădăcină. Ta. Da, taie păcatul, da. Taie păcatul din rădăcină. Taie păcatul din rădăcină. Înseamnă chiar lucrul ăsta. În cazul în care știi că telefonul este o problemă, îți iei un... Da.
modul ăsta de care zici tu și atunci ai tăiat păcatul din rădăcină sau cel puțin. Apropo, când zice Pavel, mă port aspru cu trupul meu, la ce se referă? Asta e fain, că nu știi. Că nu-ți spune, că dacă îți spunea, eu mă port aspru cu trupul meu, lista. Știți câți eram după lista aia? Noi, toți. Omul trăia în alt context, era alt corp, alt trup, altă mentalitate, altă gândire, alte lupte pe care le avea. Dar vedeți, doar dă un principiu acolo. Asta e chestiunea faină a consilierii biblice, care este de fapt ucenicizatoare, este că te pui sub autoritatea cuiva care te ajută să-ți vezi vulnerabilitățile și te învață cum să dobândești o economie a propriei sfințenii în funcție de tipul tău de personalitate, în funcție de tipul tău de probleme pe care le ai și așa mai departe. Și asta e fain în ucenicizare. Da. Amin. Eu aici vreau să aduc o perspectivă din zona tinerilor, pentru că foarte mult timp m-am purtat cu mănuși cu tinerii și asta nu în sensul că ar fi trebuit să intru cu bocanci, nu, dar în sensul în care tot timpul am spus, da, înțeleg, oamenii sunt rezonabili. Să știți că în ultimul timp îmi dau seama că problemele sunt foarte grave, inclusiv cu alcoolul. Noi nu mai suntem legaliști. Noi bem un pahar de palincă, de... Ok, am înțeles, de vin. Dar ce simplu este să ducem discuția în zona, e păcat un pahar, dar două, dar trei. Nu, ascultați-mă. Problema nu e asta. Problema cu care se confruntă tinerii acum, tinerii care se văd destul de urbani, destul de șmecheri, e că se îmbată, fraților. Se îmbată, da. E ok o narghilea? Come on, suntem cool, nu fumăm, dar narghilea putem. Înțelegeți? Cunosc tineri care fumează marihuana. Sunt stresat. Deci avem o mare problemă în chestiunea asta de... Noi înțelegem. Ce înțelegem în final? Înțelegem că iubim păcatul. Aici mi se pare că avem o problemă, parcă nu mai știm să vorbim... Deci întrebarea era legată de care e diferența dintre sfințenie și legalism. Legalism cu exemplu pe alcool. Eu vă spun că în momentul ăsta mie nu mai vine să spun, înainte puteam să zic fără problemă, da, domnule, dacă ești un om cumpătat, este ok. Vă spun că în momentul de față, la ce văd, nu doar la ce aud, la ce văd, mi vine să spun... Exact ca persoana asta, și nu doar cu alcoolul, cu pornografia la fel. Spun mulți, mă lupt, dar au ultimul iPhone. Exact. Ascultați-mă, te lupți? Ia-ți un Nokia cu butoane. Exact. Asta e economia personală, dacă nu înțelegi că așa să... Și cei mai mulți pun întrebarea, și eu mă feresc când zic, e păcat să bei un pahar, dar știți cum îi pun... Întrebarea din perspectiva cât de aproape pot să mă apropii de linia asta, da, de cădere aici, cât de aproape, dar în așa fel încât, știi, să rămân totuși cu un picior pe aici. Și atunci, dacă etosul întrebării e ăsta, cel mai bine este să nu bei deloc. Da. Încă o întrebare foarte personală, cazuistică, dar ea poate fi aplicată și mai multor situații. Cum să explic mamei, e pusă de o fată, faptul că purtatul unei brățări, folosirea unei oje sau mersul la biserică fără batic nu este o rebeliune sau un prim pas spre îndepărtarea de biserică și de Dumnezeu. Ea folosește des scuza că sunt o pricină de potignire pentru tatăl meu, pentru frații mei sau pentru frații de la biserica din care provin. Deci oja, baticul și care mai era? Au dat niște exemple. Brățară, ojă, batic. Eu aș vrea să procesați puțin imaginea asta. Da. Există un oraș în care există o singură comunitate creștină în care nu se dau cu ojă, își pun batic și ce mai era? Și n-au brățări la mână, da? Da. Ok, asta este etosul lor. Nimeni nu spune că dacă ai ojă nu ești mântuit. Ci spune la noi nu, e o formă de decență să nu porți, știi? Și eu vin într-o duminică ca pomul de Crăciun, știi? Îmi pun și instalație și... Știi, și mă duc în față la cor acolo. Mi se pare și chestia asta așa puțin... sfidător, dacă mă înțelegi. Sau toată biserica poartă batic, da? O vezi și pe pruncul ăla mic, fetița de 3 ani, i-a pus maică-sa
batic în cap. Așa este etosul lor. Nu sunt de acord, da? Poate. Nu ești de acord și așa mai departe, știi? Și vii tu și te pui pe primul rând din biserică și faci cu părul, știi? Tu n-ai batic. Tu ești liberă în Hristos, știi? Mi se pare așa. Și ăștia stau la amvon, îi vezi tot transpirați, fierți acolo și tu... Reclamă la șampon. Știți? Auzi? Mi se pare așa puțin... Dar în contextul în care, tot, spre exemplu, sunt comunități reale în care baticul este o chestiune big time în sensul mântuirii. Exact. Deci atunci, dacă în biserica ta, asta e altă chestie, da, îți spune și... că trebuie să ai trei noduri, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ca să nu cazi la răpire, ai o erezie. Deci ăla este ilegalist. Nu, dar în contextul ăsta, ce vreau să întreb, Andrei, în contextul în care există o astfel de abordare, baticul este necesar mântuirii. Nu ți se pare ok că în contextul ăsta ar trebui să iei poziție și să spui nu? Nu, acolo trebuie, deci din nou, trebuie discutat. Acolo e o problemă de erezie, de evanghelie. Este o problemă foarte gravă. Deci dacă cineva spune, uite, fiindcă ai avut lănțișorul ăla, eu nu zic că e bine sau nu, dar când o să vină răpirea, o să te ia îngerul de lănțișor și o să te gâtui și nu o să mai... Cunosc dar situații... cu baticul ți era mai bine, că nu te ștrangulează rău și așa mai departe? Cunosc situații de păstori care merg în vizită și este sora de la duș, tocmai făcuse duș, și cu baticul pe cap, fleașcă în cap și întreagă păstorul... Asta, soția mea își pune voal, nu... dar tu ce faci? Faci și duș cu baticul și zice... Frate, nu pot să-l dau jos, dacă vine Domnul chiar atunci. Înțelegeți? Deci sunt situații și situații. Dar dacă într-o biserică, cultura respectivă, baticul face parte din cultura bisericii respective, nu în sensul acesta radical, care afectează doctrine fundamentale, precum mântuirea și așa mai departe, cred că decența ne spune să facem parte din cultură. Uite, hai să dau un exemplu. Noi nu avem o poziție radicală pe batic, noi, eu, cu soția mea. Și când au fost copiii mici, își punea la pe cap și copilul, știți cum îi prinde cu gheare, poate să prindă o față de masă cu tot ce e pe ea și o trage într-o fracțiune de secundă jos tot, știi? Și cum stătea în brațe, pac, o prindea și îi trăgea jos. Dar dacă mergeam într-o adunare în care ăsta era etosul, își punea ăla pe cap, nu era niciun fel de discuție, ăsta mai trăgea, știi, părul nu stătea bine când de pe cap unei femei, copil de 2 ani, tragi, vum, imediat și părul se ridică în toate direcțiile, nu-i plăcut. Dar nici nu te duci acolo ca să-i sfidezi pe ceilalți și să faci... Întrebarea era, poate ajutăm pe sora respectivă, cum poate să explice mamei ce atitudine trebuie să aibă? Am înțeles... Să discute întâi dacă este vorba de mântuire. Da, am înțeles că de la tine că trei noduri înseamnă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu știam asta, e bine că am aflat ceva. Dar ce atitudine trebuie să are față de părinți? Că poate asta ajută puțin, că e cazuistic mult, da. Deci trebuie văzut dacă e o chestie de etică, să zicem, comunitară, e una. Dacă e o chestie de evanghelie, de legalism, de erezie, practic, este altceva. Și chestiunea aia trebuie tratată extrem, extrem, extrem de serios. Da. Și cu toții știți, cred... distinția asta dintre dogmă, doctrină negociabilă și practică bisericească, dacă este o chestiune legată de dogmă, de mântuire, de trinitate, de întruparea lui Hristos, de tot ce vrei, da, din nou... Trei noduri, mulțumesc. Atunci, într-adevăr, ce poți să vorbești? Dacă e vorba de dogmă, mamă, stau alături de Scriptură. Îmi pare, mai mult nu poți. Dacă este vorba de o doctrină negociabilă, cum sunt atâtea, de exemplu, chestiuni escatologice, dar în chestia asta de, repet, dacă nu e vorba de mântuire, cum spune Andrei, dacă e o chestie de practică bisericească, te supui practicii bisericești din comunitatea locală. Ce faci? Faci revoluție? Sigur că poți să-ți cauți o altă comunitate locală, dacă aia e așa de mare problemă pentru tine. Dar gândește ce înseamnă pentru tine ca tu pentru o ojă, atât, doar pentru atât, să pleci în altă comunitate. Mi se pare... spune bine, acum Andrei, de obicei nu e doar o ojă, vine un pachet întreg. Da, deci, iar bine, poate sora a pus ojă, batic, etc. Și noi nu știm ce urmează mai departe, știi? Da. Vorbește președintele. Bun, dar eu zic... Deci, în primul rând, încearcă să-ți dai seama dacă este vorba despre o dogmă fundamentală, care este etosul problemei respective și de acolo pornești. Următoarea întrebare. Cei care cred în doctrina pierderii mântuirii pot fi încadrați în latura legalistă și nu reprezintă nicio sfințire? De ce pune întrebarea?
Că dacă mântuirea, după ce ai fost mântuit prin har, prin credință, restul mântuirii depinde de tine, sfințirea practică pământească, nu este asta o formă de legalism referitor la ce a spus Lucian, că e ceva ce faci prin faptele tale? Eu nu cred că este legalism și îți voi spune de ce. Pentru că dacă introduci, dacă cineva se duce la textele din Biblie unde spune ascultați poruncile lui, fă cu tare, ai zeci de porunci în Noul Testament și el spune trebuie să fac lucrurile astea, Biblia mi le leagă de mântuire, de a ajunge la capăt, știi? Atunci nu cred, poate are o eroare de explicare sau de formulare a doctrinei mântuirii într-un mod corect, adică calvinist, dar nu aș spune că eu... Acum, frații noștri dragi arminieni, pot să creadă în pierderea mântuirii, dar să creadă că mântuirea e prin har. Adică nu ar trebui să fim, trebuie să fim corecți și să fim fair în chestia asta. Asta e o caricaturizare, poate a noastră, celor dintr-o linie calvinistă. A, dacă crezi în pierderea mântuirii, atunci ești legalist că faci totul ca să... Nu, el nu va susține lucrul ăsta. Sigur, tu poți vedea o logică acolo pe o cale consecventă, dar există și inconsecvențe. Și atunci el poate cineva să creadă în pierderea mântuirii, dar să se agațe de harul lui Dumnezeu și să se încreadă în harul lui Dumnezeu. Dacă mergi însă în ceea ce spunea Andrei, că ar putea fi un scenariu în spate, da, acolo ar fi legalist, dacă tu încerci prin ceea ce faci să câștigi favoarea lui Dumnezeu, să te pui într-o poziție de favoare, pentru că totul ține de tine. Dar nu oricine crede în pierderea mântuirii, crede asta automat, să fim corecți. E corect să numim sfințenia lui Dumnezeu o vesterea? Eu cred că e ceva frumos. Nu, eu citesc, da. Eu nu-mi dau cu părerea, fratele. Eu explic întrebările. Sfințenia o vesterea, pentru că voi ați spus, nu mai știu care, că în fața sfințeniei lui Dumnezeu îți vezi păcatul și întâi începe cu vesterea, Evanghelia, nu? Eu n-am spus că sfințenia este o vesterea, am spus că Evanghelia începe cu vesterea, și anume că în lumina sfințeniei lui Dumnezeu suntem păcătoși. Și asta e vesterea. Și dreptatea lui Dumnezeu este cea care ne condamnă. Deci da. Nu dreptatea și nici sfințenia lui Dumnezeu nu sunt vesterea, ci vesterea este că în lumina acestor lucruri noi suntem păcătoși și condamnați. Dacă am fost iertați la... În mod obiectiv, răi și condamnați. Adică suntem în mod obiectiv. Asta ne arată. E oglinda care ne arată. Te rog. Dacă am fost iertați la cruce... De ce mai trebuie să ne rugăm pentru iertare? De asemenea, de ce trebuie să ne rugăm pentru cei nemântuiți dacă oricum Dumnezeu urmează să-i lumineze în viitor? O să răspund eu? La prima întrebare doar să știți... După ce spune Lucian Positor. Că răspund, nu. La prima întrebare doar să știți că răspund mâine în predica pe care o am despre pocăință. Dar poți să spui, n-am o problemă. Există două tipuri de iertări în Scriptură. Există iertarea legală. Este momentul în care primim din partea judecătorului această anulare a datoriei noastre din punct de vedere legal. Păcatul este o datorie legală care trebuie plătită și a fost plătită de Hristos. În momentul convertirii, întoarcerii la Domnul, datoria aceasta este plătită printr-o iertare legală. Dar în momentul în care am primit iertarea legală la cruce, am fost plasat într-un anumit tip de relație cu Dumnezeu și în cadrul acestei relații se întâmplă să păcătuiesc, eu nu mai vin la Dumnezeu pentru iertarea legală pentru că deja am primit-o, ci primesc acum iertarea parentală a lui Dumnezeu în cadrul relației. Spre exemplu, rugăciunea Tatăl nostru, cu ce începe? Tatăl stabilește din start relația pe care o avem, da? Și apoi spune o chestie foarte interesantă, iartă-ne nouă păcatele noastre precum iertăm și noi greșiților noștri. Iar Domnul Iisus adaugă și spune, dacă nu veți ierta păcatele celor care ați greșit, nici cine? Tatăl vostru nu vă va ierta păcatele voastre. Nu este vorba de iertarea într-o mântuire, pentru că foarte mulți fac această eroare să creadă că această rugăciune spune că dacă eu n-am iertat, nu mai sunt mântuit. Acolo este vorba despre iertarea pe care Dumnezeu Tatăl nu mi-o mai dă în cadrul acestei relații și ce se întâmplă? Evident, se întâmplă disciplinare. Dumnezeu nu mă iartă, Dumnezeu mă pedepsește, dar nu mă pedepsește în sensul în care mântuirea mea este anulată. Iar rămâne valabilă doar că sunt pedepsit și avem multe cazuri de genul acesta, nu mai știu cine, parcă Iosua a amintit, 1 Corinteni 11, unde se vorbește despre faptul că unii nu sunt iertați de Dumnezeu Tatăl.
la cina Domnului, pentru că nu fac deosebire des în trupul lui Hristos, adică biserica, și îi trata așa cum îi trata pe frații lor, Dumnezeu i-a omorât. I-a omorât. Cine? Care Dumnezeu? Dumnezeu Tatăl. De ce? Ca să nu fie osândiți împreună cu lumea. Deci există în cadrul relației cu Dumnezeu un mod în care Dumnezeu gestionează păcatele tale în calitatea lui de tată, dar nu în calitatea lui de judecător, pentru că această problemă a fost rezolvată deja în Dumnezeu prin Hristos. Noul Testament face diferența asta. Cornilescu nu o face neapărat, și poate că în anii 20 nu era neapărat o discuție de lingvistică. Dumnezeu pedepsește doar pe cei care nu-s din poporul lui, dar pe cei din poporul lui îi disciplinează. Sunt două lucruri diferite. Tatăl disciplinează, Dumnezeu, stăpânul, suveranul, pedepsește. Noi nu mai suntem pedepsiți niciodată, cei care am fost mântuiți prin Hristos. Pentru o singură vină, pentru un singur păcat, o singură ispășire, odată pentru totdeauna, nu sunt două pedepse pentru aceeași problemă. Însă noi suntem disciplinați. Evrei, când vorbește acolo despre ceea ce pățim noi, termenul în Cornilescu e pedepsire, dar termenul acolo, conceptul, este cel de disciplinare. Și atunci asta e, ca să completez. Cele două tipuri diferite de iertare de care vorbiți, a judecătorului și a tatălui, poate înțeleasă în căsătorie. De exemplu, dacă foarte rar, când ni se întâmplă, foarte, foarte rar, eu cu soția mea să ne greșim unul altuia, aplaudați, ok, așa? Foarte rar când ni se întâmplă, nu se rupe căsătoria. Căsătoria nu a fost distrusă de păcatul nostru. Da? Deci există ceva obiectiv care rămâne acolo, dar uneori simt, și dacă stau la 20 cm de ea, simt parcă aș putea pune mâna pe tensiunea aia care este între noi. Pentru asta îmi cer iertare eu și ea, când e cazul, dar foarte rar. Așa, de ce? Vrem să revenim în părtășia aceea profundă a dragostei noastre, da? Deci asta vrem să facem. Ăsta este motivul. Știm că asta ne afectează rău pe noi, afectează pe copii, afectează absolut totul. Asta vrem să reparăm. Ea nu a venit cu ăla de divorț și a zis: fiindcă mi-ai greșit sau eu, uite, s-a rupt căsătoria, a dispărut căsătoria, hai să zicem nou la starea civilă. Nu. Vrem să reparăm părtășia dintre noi, să dispară tensiunea, răceala aia dintre noi. Despre asta e vorba. Și aici e important, importantă și motivația legalistului. Legalistul, cel care crede că trebuie să facă ceva ca Dumnezeu să-l iubească, să-l accepte, motivul pentru care el îi cere iertare lui Dumnezeu este ca el să nu mai simtă vinovăția, în niciun caz ca el să intre din nou în relația aia plăcută cu Dumnezeu. Da. Da. Mulțumim pentru răspuns. Andrei, bine că ai clarificat relația cu soția ta, că nu înțelegeam rolul puștii la voi în familie. Acum o înțelegem. Schimbăm puțin registru. Cum împăcăm părăsirea fiului la cruce de către tatăl? Discutăm la urmă, e ok. Cum împăcăm părăsirea fiului la cruce de către tatăl cu ceea ce spune Biblia în 2 Corinteni 5 cu 19, și anume că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine? Pe de-o parte e despărțit, ai explicat-o puțin, Andrei, dar poate... Da, ne-am întâlnit în grup de vreo 15-20 și am predicat din nou un minut din predica de astăzi sau două minute din predica de astăzi. Pe scurt, Domnul Iisus Hristos nu avea cum să plătească în 3 ceasuri pentru păcatele noastre, nu avea cum să sufere pentru păcatele noastre ca jertfă curată înaintea lui Dumnezeu dacă nu era Dumnezeu. El, dacă era un simplu om și dumnezeierea îl părăsise pe el, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, și îl părăsise ontologic, adică ieșise din el, Domnul Iisus în prima secundă, în prima fracțiune de secundă a revărsării mâniei lui Dumnezeu, era pur și simplu mistuit sub mânia lui Dumnezeu. Ceea ce l-a susținut pe Hristos în timp ce plătea pentru păcatul nostru, era dumnezeirea lui. Era o unire desăvârșită între dumnezeirea și umanitatea lui la cruce. Dar tatăl, dacă îmi permiteți imaginea asta, pentru câteva ceasuri și-a întors spatele către fiul lui, în timp ce fiul era pedepsit... Circumstanțial, da, exclusiv. Da, dar nu divinitatea Domnului Iisus Hristos a fost ruptă de divinitatea Tatălui. Există o singură substanță a Dumnezeirii, un singur Dumnezeu. Nu avea ce să se rupă, nu avea ce să părăsească pe nimeni. Dacă vă întoarceți la Psalmul 22, o să vedeți că este vorba despre circumstanțe acolo. Și psalmistul aduce aminte despre protecția lui Dumnezeu la sânul mamei, de când era în copilărie, și zice: și acum... Despre ce este vorba? Nu de o ruptură ontologică în Hristos, divinitatea l-a părăsit, ci de faptul că prezența protectoare a lui Dumnezeu a fost ridicată de la Hristos și a fost lăsată în mâinile păcătoșilor. Este o
abandonare circumstanțială a lui Dumnezeu, evident. Pentru că dacă mergem pe, și pedalăm pe treaba asta cu ruperea ontologică, ajungem într-o erezie antică numită, dacă mi-aduc aminte bine, valentinianism. Un gnosticism care spunea că există în Hristos două tipuri de persoane. Este Iisus, care este omul, persoana umană, și Hristos, care este o altă persoană care vine la botez și posedă persoana umană pe Iisus, merge 3 ani și jumătate în viața aceasta și în momentul în care ajunge la cruce și strigă Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit, acest Iisus, omul, este lăsat singur pentru că persoana divină Hristos l-a părăsit și a rămas decât Iisus omul. Asta e o erezie din primele secole care a fost deja catalogată astfel și condamnată în concilii și sinoade. Deci nu este o ruptură ontologică. Eu v-aș recomanda când vă puneți, poate uitați ce am explicat noi, când vă puneți, când citiți textul ăla, să vă întrebați, l-a părăsit spre ce sau la ce? L-a părăsit în ce? Că dacă nu zici, îți imaginezi o persoană care o părăsește pe alta și a plecat și nu mai sunt unul lângă celălalt, da? L-a părăsit în ce? L-a părăsit în moarte. Nu l-a părăsit că Dumnezeu era, l-a părăsit în moarte, l-a părăsit sub judecată, l-a părăsit sub blestem, l-a părăsit încărcat cu păcatele noastre, l-a părăsit zdrobit pentru fără de legile noastre. Nu l-a părăsit divinitatea lui Dumnezeu, pe divinitatea lui Iisus, ca și cum ar exista două, trei sau și așa mai departe. Deci l-a părăsit în ce? Uite-te la Psalmul 22 sau la Isaia 53. L-a părăsit să fie judecat, să cadă sub blestem, să fie omorât. În sensul ăsta, l-a părăsit spre ceva. Așa trebuie explicat textul ăla, conform cu celelalte texte din Scriptură, dar luăm toată Scriptura. Cartea Apocalipsa este o carte grea, spune autorul întrebării. Și de aceea e interpretată de foarte multe ori prost. Cum ar trebui să abordez un om care crede că are un merit în mântuirea lui folosind Apocalipsa 3 ca justificare? Poate ne spuneți careva ce zice Apocalipsa 3 ca justificare. Cred că Apocalipsa 3 cu 21, nu 3, tot capitolul. Așa ne s-a spus. Știți ce e Apocalipsa 3 cu 21? Cum trebuie să abordez un om care crede că are un merit în mântuirea sa? Cred că iată, e stat la ușă și bat? Da, 2 secunde să... Uitați cum arată la mine Apocalipsa. Avem un bandă scoci care ajută. Am predicat vreo 2 ani și jumătate și la Apocalipsa 3 m-am... Poate textele pe cel ce va pirii. A tăiat textul la care nu-i convenea. Da. Marci. Da, poate 3 cu 20. Cel ce va birui, scuze. Poate la asta se referă. Iată, are... eu stau la ușă și ba dacă... Nu, dar zice, pe cel care crede că are merite în mântuirea lui, bazat pe Apocalipsa 3, nu știu de ce... Păi dacă va deschide cineva, trebuie să zică versetul. Da, probabil, dacă va deschide cineva, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și de ce am fost mântuit? Pentru că eu am deschis. Și clanța este doar pe dinăuntru. Da, nu are de-a face cu așa ceva, textul acesta. Cui scrie acolo, în ce context vine? Unei biserici, biserica din Laodiceea, cu biserica vorbește Domnul acolo, nu e un text despre mântuire, e un text despre părtășia și comuniunea dintre poporul lui Dumnezeu și Tatăl, dintre fii și Tatăl, exact ce vorbea puțin și Alex. Așadar, nu ai putea susține asta cu Apocalipsa 3, cu 20, și pe de altă parte nu porniți de la premisa că Apocalipsa este o carte dificilă, grea, și atunci nu mai studiem. E drept că e de muncă cu ea, e frumoasă, dar studiați-o și dacă studiați bine Apocalipsa o să vedeți că și capitolul 3 se așează în categoriile în contextul potrivite. Unei biserici care dezvoltase autosuficiență, sunt bogat, nu duc lipsă, nu am nevoie de nimic și da, practic Hristos spune, dacă ai bani, ai de toate și ai impresia că nu mai ai nevoie de nimic, cumva este scos din părtășia bisericii și chemarea lui Hristos acolo este să revină în părtășia bisericii. Pentru Andrei Croitor, următoarea întrebare, așa scrie autorul. Nu că e simplă pentru el. Ce înseamnă că din iad îl vei glorifica pe Dumnezeu? Ai afirmat asta în sesiunea ta. Da. I-a fost destul de aprins atunci când a afirmat asta. Nu mă retrag. Retractezi. Deci, pe scurt, oamenii care vor fi în iad nu vor fi autosusținuți, nu vor fi autonomi, ei vor fi susținuți de Dumnezeu. Conștiința lor datorită păcatului ar trebui să se deterioreze
până când să se tocească și să nu aibă nicio sensibilitate pentru păcat, pentru că sunt într-o stare mai rea decât atunci când au fost pe pământ și totuși Dumnezeu le va ține conștiința trează, viermele care nu moare. Iadul în sine, ca loc, oriunde ar fi el, este susținut de Dumnezeu. Nu are cum să existe un loc autonom de susținerea lui Dumnezeu. Și oamenii din iad, scrâșnind din dinți, vor da dreptate lui Dumnezeu, vor recunoaște, inclusiv la judecată și pentru toată eternitatea, că Dumnezeu a fost drept. Nu li se va mai da dreptul ca să conteste pe Dumnezeu și ei să creadă sau cumva să se poată convinge pe ei să se înșele, să se amăgească că Dumnezeu nu are dreptate, că nu există, nu s-a făcut lucrarea mântuirii sau orice altfel de aberație. Eu nu spun că ei vor lăuda pe Dumnezeu sau vor slăvi pe Dumnezeu. Slavă ție, Doamne! Tu ești drept că ne-ai trimis în iad. Ce bine că ai făcut lucrul ăsta. Deci nu în sensul ăsta vor da slavă lui Dumnezeu, ci ei însăși existența lor și faptul că va fi atât de evident tot adevărul lui Dumnezeu și ce va face Dumnezeu, va aduce slavă lui Dumnezeu. Deci nu vor slăvi pe Dumnezeu ca oameni mântuiți, ci ei vor fi ei înșiși, chiar în felul în care sunt acolo exponente ale, într-un fel vor arăta slavă lui Dumnezeu. Totul va arăta slavă lui Dumnezeu. Unii vor arăta slava dragostei, bunătății, îndurării, milei, harului lui Dumnezeu. Unii vor arăta slava mâniei, dreptății, sfințeniei lui Dumnezeu. Dumnezeu va fi slăvit în tot universul pentru toată eternitatea. Iadul ca manifestarea dreptății supreme a lui Dumnezeu. Până la urmă e un mod de a-L glorifica pe Dumnezeu. Deci mânia lui Dumnezeu este glorioasă, chiar dacă noi nu ne găsim plăcerea în ea. Mânia lui Dumnezeu este glorioasă. Dreptatea lui Dumnezeu este glorioasă. Sfințenia lui Dumnezeu te cutremură, te zguduie. Ea este glorioasă, dar sfințenia lui Dumnezeu cere ca păcătoșii să se ducă în ea. Luați ca exemplu psalmii. Psalmii sunt plini de judecata lui Dumnezeu. Psalmistul cere judecata lui Dumnezeu mereu în psalmi. Cu ce scop? Scopul ca oamenii să vadă gloria lui Dumnezeu în actele dreptății sale. Iadul nu este mai puțin un mod în care Dumnezeu își manifestă dreptatea și judecata sa peste oameni. Ascultă, eu nu interpretez. Ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă vroia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit sau a răbdat cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire? Ce vezi din asta? Dumnezeu își arată gloria. Dumnezeu oricum își va arăta gloria. Oricum își o va arăta gloria. Dumnezeu nu va pierde nimic. Deci ce am vrut să atac atunci este ideea asta, dacă eu nu vreau să mă pocăiesc, știi, ca și cum nu mi-ai fac un favor lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu își va lua gloria oricum. Singurul pierzător vei fi tu. O întrebare simplă. Cum ne ferim de mândrie doctrinară? Cum îi ajut pe alții să iasă din cage stage? Am zis bine, cu ghilimele. Și de aroganța tinerilor calviniști. Și un smiley face, dublat. Nu-l vedeți aici. Deci cum ne ferim de mândrie doctrinară și cum ajutăm pe alții să iasă din cage stage de aroganța tinerilor calviniști? Corectitudinea doctrinară este, înțelegerea doctrinei adevărate este un har al lui Dumnezeu. Iar harul înseamnă că nu meriți. Nu? Dacă ai procesat lucrul ăsta, dacă cred că am ajuns la înțelegerea adevărului lui Dumnezeu, fără harul lui Dumnezeu, nu ești calvinist. Nu? Păi ce calvinist ești tu care crezi că tu ai ajuns, fiindcă tu ai studiat, fiindcă tu ai ascultat, fiindcă tu te-ai dus la conferință, fiindcă tu te-ai jertfit, fiindcă tu ai plătit pentru mâncare, pentru cazare, pentru aia. Păi tu ai făcut, ești un arminian care crezi doctrină calvinistă. Păi ce, Doamne, iartă-mă, ce-i cu tine? Știi? Deci cred că ești din cage stage-ul pe care unii dintre noi l-am avut. Cage stage-ul este mândrie spirituală, este o infatuare în faptul că tu ai ajuns să înțelegi doctrina adevărată. Dar din nou, dacă procesezi că Dumnezeu prin har ți-a descoperit adevărul ăla, același har ți se cere ție să-l arăți celorlalți. De exemplu, când eram eu în facultate, la orice discuție, la orice masă, oricând discutam despre ispășirea limitată. Da. Și toată lumea fugea de mine. Dar nu era. Era chestia aici atunci. Numai atunci fugea. Eu sau. Da. Eu ce vă încurajez, dragilor, dacă sunteți oameni ai doctrinelor Harului, vorbiți, trăiți și comportați-vă astfel încât oamenii să vadă Harul din doctrinele astea. Nu să se întrebe, dar unde-i Harul din doctrine. Le exprimi foarte bine, ne dai în cap, ne dai, arunci cu toporul după noi, nu-i niciun har. Dacă ești iubitor și pasionat de doctrinele Harului, păi să se vadă Harul ăla. Și dacă ești în cage stage,
deschide cușca. E simplu, așa ești de acolo și o deschizi cu smerenie. Dar cred că cel mai bun antidot la mândrie e smerenia, până la urmă. Ne smerim și... Eu aș face aici o specificație. Să știți că în mediul evanghelic există un fel de bullying din ăsta religios. Oricând arăți o convingere mai puternică doctrinară, imediat spune, a, sunt ăștia calviniștii care sunt la chești, să-i vezi, Lucian s-o afirma și el acum nu știu ce și ai văzut că a devenit mai rău, la troleacă mai tare acum, știi? Deci trebuie să fiți atenți la ăștia, trebuie să fiți foarte atenți pentru că sunt, este un fel de perversitate și un fel de bullying doar pentru faptul că îți afirmi o convingere doctrinară și pentru că ești ferm pe ea și pentru că vrei să o predici, pentru că crezi în ea, nu înseamnă că tu ești în cage stage sau ești obraznic sau ești mândru și așa mai departe. Sunt nesimțiți oameni neștiutori și proști cărora trebuie să li se astupe gura. Eu încerc să fac diferența între oamenii smeriți care vor să afle adevărul și acest tip de obraznici care trebuie penalizați public. Nu totdeauna miasă. Știți? Dar nu vreau să... Nu vreau să fiu obraznic și rău. Sunt oameni, unor oameni care trebuie să le răspunzi după nebunia lor, care sunt obraznici, care sunt răi, care sunt perverși, care sunt manipulatori. Și oamenii ăștia trebuie tratați cu totul diferit, cu totul diferit de ceilalți care au întrebări, care poate să sperie prima dată că au de predestinare sau ispășirea limitată și reacționează într-un mod virulent, dar sunt oameni sinceri, sunt frații noștri, sunt oameni buni, să zic, da? Răscumpărați de Domnul Iisus. Zi, Lucian. Am vrut să spun că e puțin nedrept să spui că acum că am ieșit mai eu clar spun ce zic alții. Din calvinism. Păi nu, dar eu am încercat să latru și înainte. Destul de... uite, nu te auzeam. Glumea, da, exact. Auzeam. trebuia să... Chestia aia cu pușca trebuia să vină înapoi. Acum trebuie să recunoaștem că există o mândrie doctrinară. Există o mândrie pe care ți-o dă cunoașterea. Și, cum spunea Andrei, sunt foarte, foarte, foarte de acord. Doctrina e un har pe care îl avem de la Dumnezeu. Până la urmă, ce este doctrina? Este să-L cunoști pe Dumnezeu. Dar cum te lupți cu această mândrie doctrinară, așa cum te lupți cu mândria din viața ta? Uitați ce spune Daniel, capitolul 5, când vorbește despre Belșațar. De fapt, în versetul 20 vorbește, îi spune lui Belșațar, dar vorbește despre Nebucadnețar. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie. Problema mândriei tot timpul este că duce la împietrire. Problema mândriei, indiferent că e doctrinară sau că e de altă natură, mândria care nu e tratată, mândria pe care nu o aducem înaintea lui Dumnezeu în pocăință, mândria pe care nu o tratăm în rugăciune, aia duce la împietrire. Aia e problema cea mai mare. De aia trebuie tratată zilnic. Aroganța asta doctrinară uneori trebuie tratată. Gata, am terminat. Întrebare pentru Lucian, n-ai terminat. Dacă unii consideră că faptele ce trebuie să le facă nu este legalist, ci este drumul tău spre sfințenie? Din nou, a răspuns și Andrei la chestiunea asta. Legalismul tot timpul are de-a face cu mântuirea. Legalismul este să cred că eu îl conving pe Dumnezeu că e suficient material în mine pentru a fi ispășit, pentru a fi iubit, pentru a fi acceptat. Ăsta este legalismul. Ține tot timpul de mântuire, maturizarea, dorința, înflăcărarea. Nu e legalism, fraților. Nu este legalism nici dacă hotărăsc să mă îmbrac mai cuvincios sau mai nu așa la modă. Doar dacă eu deodată mă simt superior și spun eu sunt ceva mai mântuit ca alții. Ăla e legalism. Asta este cheia de interpretare a legalismului. Mântuirea. Adaug ceva la mântuire? Acolo deja discutăm de o altă evanghelie. Pentru că legalismul e o altă evanghelie. Dacă Dumnezeu este Cel care ne sfințește și sfințește pe toți cei ce sunt copiii Săi, de ce nu toți copiii Săi înaintează la fel de mult și la fel de vizibil în acest proces al sfințirii? Aici vreau, pe scurt, să zic ceva. E foarte, foarte mult de răspuns la întrebarea asta. Eu o să o apuc dintr-o
zonă și voi să o apucați din alte zone, întrebarea asta. Știți de unde o apuc eu? Din ascultare. Creșterea noastră ține de ascultare, fraților. Cât de dispus sunt să ascult. Maturizarea spirituală înseamnă și o persoană disciplinată. O persoană leneșă spiritual nu este o persoană nemântuită, dar sigur e o persoană imatură spiritual. O persoană care niciodată nu citește Biblia de la o dată la două săptămâni. Se roagă 10 secunde și are impresia că are o viață de rugăciune. Aia nu e persoană matură. Să nu se aștepte să crească spiritual. Să nu se aștepte să aibă un progres spiritual. Da, când discutăm despre viața de sfințire, uitați-vă în Tit capitolul 3. În Tit capitolul 3 ce spune? Am primit totul, în prima parte, am primit totul, mântuirea este prin har, mântuirea prin har, mântuirea prin har, după care spune, pentru că ați înțeles că mântuirea este prin har, dați-vă silințele să fiți primii, nu știu... 2 Petru capitolul 2. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, de aceea dați-vă și voi toate silințele, da? 2 Petru, capitolul 1, versetul 3 și versetul 5. Cred că presupoziția acestei întrebări, până găsește fratele Lucian, este faptul că în învățătura noastră, dacă credem în perseverarea sfinților în har sau că Dumnezeu dă toată sfințirea într-un mod deplin și desăvârșit, cumva funcționează automat și de ce nu o dat-o la toți la fel? Nu. Biblia prezintă un paradox. Ăsta este, din punctul meu de vedere, care sunt calvinist, nu știu ce sunt frații ceilalți, din punctul meu de vedere, calvinismul adevărat, 100% adevărat, este acesta. 1. Dumnezeu îți dă absolut tot ce ai nevoie. 2. Tu trebuie să dai absolut tot, să-ți dai toate silințele. Nu-ți vine, de cele mai multe ori, nu-ți vine să citești, să te rogi, să te duci la biserică, nu-ți vine, domnule, nu-ți vine. Tu trebuie să-ți dai toate silințele, ca să unești cu și așa mai departe. Deci Dumnezeu a dat tot. Voi nu până la sânge împotriva păcatului. Deci trebuie să dai tot. De ce nu progresăm toți la fel? Pentru că nu dăm tot. Da. Simplu. Am spus la un moment dat că există o diferență între uniunea noastră cu Hristos și comuniunea noastră cu Hristos. Uh-huh. Suntem uniți împreună, suntem uniți cu Hristos și morți față de păcat, dar și Jerry Bridges spune în cartea aia foarte interesant că deși el a răscumpărat pentru noi prin moartea sa capacitatea aceasta de sfințire practică, totuși responsabilitatea rămâne a noastră să perseverăm în asta și avansăm. Unii avansează foarte încet pentru că această comuniune a lor cu Hristos este defectuoasă. Spre exemplu, vă dau și un exemplu, acum sunt și chestiuni foarte de conjunctură. Dacă tu crești într-o biserică în care nu ai o învățătură sănătoasă și așa mai departe, nu există o cultură a expunerii personale la Scriptură și așa mai departe, evident că înaintarea ta în sfințire va fi una lentă. Dacă nu te expui Scripturii în mod consecvent, zilnic și așa mai departe, evident că înaintarea ta în sfințenie va fi mai lentă. Este și o chestiune de conjunctură, dar în același timp și o chestiune a modului în care noi gestionăm comuniunea noastră cu Hristos. Dăm numai 20 secunde. Prin mijloacele Harului. Eu cred că presupoziția unor astfel de întrebări este de ce nu toți suntem în sfințire la fel, că Dumnezeu este acela care ne dă. Păi zice, ăla n-a vrut, nu s-a dedicat. Păi Dumnezeu nu i-a dat, că nu vine totul de la Dumnezeu. Deci, într-adevăr, pare să fie un paradox aici, dar răspuns la întrebările astea, da? De ce nu suntem amândoi la fel de sfinți? Că Dumnezeu este sursa întregii sfințiri. Și tu zici, păi dacă tu nu-ți dorești, păi Dumnezeu îmi dă dorința. Păi dacă n-ai făcut parte dintr-o biserică sănătoasă, păi Dumnezeu nu m-a pus într-o biserică sănătoasă. Păi dacă n-am avut învățătură sănătoasă în biserică care să mă duc la sfințire, păi Dumnezeu nu mi-a dat învățătura sănătoasă în biserică. Deci răspunsul la paradoxurile astea se găsesc doar în iad. Deci dacă vrei să te justifici în felul ăsta și să spui, a, păi Dumnezeu nu mi-a dat, că ăștia așa au zis că Dumnezeu dă totul. Deci asta numai în iad o să afle. Dar răspunsul satisfăcător pentru mine este că Dumnezeu, exact cum a spus el, a predestinat, a hotărât să ne sfințească prin anumite mijloace care sunt în administrarea bisericii. Care sunt în administrarea bisericii și asta ne responsabilizează să administrăm toate mijloacele Harului care nu funcționează automat. Da? Nu funcționează automat. Trebuie să devenim foarte serioși și silitori în administrarea tuturor mijloacelor Harului. Că așa vorbește, Biblia folosește expresia administrarea sau isprăvnicia Harului lui Dumnezeu. Și atunci se comunică Harul care duce la sfințire. Cine,
Cine caută scuzele alea, zice tot Petru acolo, că-s două versete mai jos, îi orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile păcate. Mm-hmm. Da, dacă îți place în categoria asta, super. Dacă nu, cealaltă categorie, cine își dă toate silințele pentru că dumnezeiasca putere ne-a dat tot ce ne trebuie în ceea ce privește viața evlavioasă, ce zice? Căci dacă aveți din belșug lucrurile astea în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Arsis Sproul zicea... Scuze, ca să completez versetul 10, să nu pierdă ideea. Și mai jos un pic, versetul 10, ascultați ce se întâmplă când facem lucrul ăsta. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți ce chemarea și alegerea voastră. Și alegerea voastră. Lucian. Da, Arsis Sproul spunea că de cele mai multe ori Dumnezeu nu-și descoperă adevărurile Lui minunate unei minți leneșe. Așa că o problemă pe care o avem e lenevia spirituală. Trebuie să o confruntăm, e un păcat. Știți că spune în Scriptură că la Dumnezeu 1000 de ani sunt ca o zi și o zi ca 1000 de ani? Andrei mi-a jurut 20 secunde, a vorbit 2 minute. Nu știu ce, cum e la tine cu timpul. Așa, așa. Fraților și surorilor, este ora 10 și 3 minute, mai avem multe întrebări. Cu îngăduința voastră și dacă sunteți de acord, mai zăbovim asupra 5 întrebări? Au fost un da slăbuț. Da, fratele Lucian zice 2 sau 5, câte? Bine. 3,5. Bun, punem 3, nici ca voi, nici ca el. Iar după aceea ne vom opri și vom continua cu întrebările că... Da. Fratele Lucian negociază, 4. Și Avram a negociat și nu a ieșit. De ce Roman 3:28 și Iacov 2:24 nu se contrazic? Dați-mi voie să citesc Roman 3:28 și Iacov 2:24. Roman 3:28, pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință fără faptele legii. Iacov 2:24 spune, vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință? De ce cele două versete nu se contrazic? Iacov, Alex a răspuns anul trecut în tabăra 5 sola, toată conferința e pe internet. În Roman este vorba despre o neprihănire înaintea lui Dumnezeu, care este prin credință. Iacov vorbește despre o neprihănire, citez, socială, așa cum este ea observată de oameni. Oamenii nu-și dau seama că tu ești socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, că n-au cum să vadă lucrul ăsta, decât prin faptele tale în exterior. Da? Și înaintea omului ești socotit neprihănit, doar dacă se vede roadă în viața ta, din relația ta cu Dumnezeu. De fapt, dacă vă uitați la logica lui Iacov, e foarte simplă. Arată-mi credința ta, cui să-i arată? Nu-i lui Dumnezeu, pentru că el știe. Arată-i omului credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Deci, în Scriptură există două tipuri de neprihănire. Există neprihănirea legală, cea pe care o găsim în Hristos Iisus, imputată de Dumnezeu, dreptatea lui Hristos imputată nouă prin credința în El. Și există neprihănirea socială, care este prin fapte, adică acea credință care se vede vizibilă în faptele noastre. Dar asta este pe plan orizontal. Și Iacov 3, vă rog să citiți, Iacov 2, vă rog să citiți întreg capitolul, pentru că are de-a face cu faptele bune făcute săracilor ca mod de manifestare a credinței autentice. Există vreo legătură între sfințirea vieții sau sfințirea practică și răsplata din împărăția lui Dumnezeu? Da. Ne poți și spune care este? Doar așa să ajut puțin. Nu. Sigur că este. Ai în Sfânta Scriptură promisiunile răsplătirii pe care Domnul le face, coroanele și devii primar de cetăți și de orașe și nu știu exact ce înseamnă lucrul acela, dar care are de-a face, are legătură cu lucrarea și cu slujirea ta. Pavel spune lucrul acesta când zice că îi frică să nu fie lepădat, să nu piardă, ce nu e vorba de pierderea mântuirii, acolo e vorba de pierderea răsplătirii. Și de aceea a clădit cum a clădit lucrurile. Celui ce va virui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu. Nu zice, îl voi primi în cer, îi voi ierta păcatele, îl voi mântui. Celui ce va birui, care... Da, ei se vor da anumite lucruri onorabile dincolo în eternitate. Okay. Cum pot eu, ca tânără, să contribui în biserica locală cu ceea ce am învățat la această conferință? Este o fată, da? Mulțumesc. El traduce.
Da? Mergem la următoarea? Deci nu avem răspuns pentru tânăra aceasta. Îmi pare rău, nu poți. Bun, următoarea. Glumesc. Foarte faină întrebarea, serios. Cum era? Cum poate pot eu ca tânără, tânără, cum poate să, o tânără să, să, da, să contribuie? Să contribuie în biserica locală cu ceea ce învăț aici. Folosindu-ți darurile spirituale pe care Dumnezeu ți le-a dat. Sigur, presupunerea ar fi, ce înțeleg din întrebare, că ești născută din nou, ești parte dintr-o biserică locală. Și atunci folosește-ți darurile spirituale pe care Dumnezeu ți le-a dat sub autoritatea prezbiterilor în biserica în care ai fost așezată. Dacă nu cunoști care sunt darurile acelea spirituale, intră într-o relație de ucenicizare și dacă ți le cunoști, tot e bine, dar intră într-o relație de ucenicizare, cineva care te cunoaște, cineva care te poate ajuta, identifică ceea ce Dumnezeu a pus în tine și pur și simplu investește, lucrează pentru slava lui Dumnezeu și noi toți ceilalți ne vom bucura pentru tine și te vom încuraja. Aș adăuga ceva aici, am tot vorbit despre sfințire, sfințenia lui Dumnezeu și sfințire, cred că un mod în care poți folosi ce ai învățat la Cinsola, în biserica locală, este să aplici învățătura asta legată de sfințire, de utilizarea mijloacelor sfințirii și fii în sensul acesta un exemplu și fii în sensul acesta o mărturie pentru cei din jurul tău cu privire la seriozitatea pe care o ai față de propria ta sfințire și în felul ăsta vei utiliza ceea ce ai învățat aici în biserica locală. Lasă-mă să extind puțin răspunsul, cum pot eu ca o mamă, că am trei copii și n-am timp să fac nu știu ce mare lucruri prin adunarea locală, că sunt prins între Pampers și tot felul de lucruri, să iau învățătura asta și să fiu de folos în adunare. Uite, spun un lucru incalculabil, spune Pavel și Pavel remarcă de mai multe ori lucrul ăsta, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, unul din principale colaboratori al lui Pavel, că știi de la cine le-ai învățat, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Nu aștepta o mamă sfântă, neprihănită, care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, poate să facă o investiție incalculabilă într-o fetiță pe care o crește, între doi băieți, trei băieți sau câți copii are pe care îi crește pentru slava lui Dumnezeu. Cu perspectiva asta trebuie să-i crești, cu perspectiva asta generațională, cu perspectiva asta de a-i vedea implicați în biserică, de a fi soții credincioase pentru oameni credincioși, de a contribui la lărgirea împărăției lui Dumnezeu, de a fi ca niște săgeți în mâna unui războinic. Despre asta discutăm mai mult mâine. Dar dacă nu ești o femeie pregătită, dacă nu ești o femeie sfântă, dacă nu ești o femeie a cuvântului Dumnezeu, dacă tu n-ai văzut slava și sfințenia lui Dumnezeu, ce vei transmite copiilor tăi? Ce vei fi în casa ta? Ce vei fi pentru celelalte mame din biserică? Ce se vor discuta pe grupurile voastre de mămicuțe și de mămicism pe WhatsApp? Numai superficialități și banalități și o grămadă de lucruri care n-au nici un fel de valoare și nu vă ajută la absolut nimic. Este foarte important cu cine te înconjori și pe cine înconjori cu ceea ce tu ai primit aici. Poți avea un impact incalculabil. Bun, Lucian, scuze-mă, Andrei, tu ai trei băieți, dar să zic că Lucian care are două fete. Da. Bun, impresia mea este că acum dacă Andrei a tot văzut care sunt presupozițiile din celelalte întrebări, eu observ acolo o presupoziție. Bine, voi sunteți băieți, bărbați, voi sunteți lideri în familii, în biserici, pardon, și în familii. Dar eu ca fată, care e rolul meu în biserică? Nu? Și trebuie, așa cum a spus și Andrei, trebuie să înțelegem că, sigur, nu, eu sau tu ai zis, există o, cum să spun, sunt niște roluri în biserică și noi, nu, ne supunem în biserică și prezbiterilor și adunării și așa mai departe. Dar în același timp, tu faci parte din trupul lui Hristos. Nu ești o anexă. Nu ești o persoană mai puțin importantă pentru că asta e, tu ești femeie, nu ești... Nu, nu. Tu ești sora noastră în Hristos. Tu ai, exact cum spunea Iosua, tu trebuie să vii cu darul tău în biserică și apoi da, poți să ai darul de evangelizare, de exemplu. Poți să ai dar, cum am și văzut, de exemplu, sunt foarte multe fete, surori, care scriu excelent, care explică anumite lucruri excelent. Sunt foarte multe daruri în biserică. Atât aș vrea să spun, nu te simți a cincea roată, sau mă rog, așa se arată că...
Nu mă pricep la mașini, mai bine nu îți dădeam exemplul ăsta. Cum e, a cincea roată de la căruță, dar nu te simți o anexă în biserică. Asta este cel mai important. Bun. Ultima întrebare, ca să fie onest din partea tuturor, puteți să răspundeți toți. Să nu lăsați pe Andrei primul, că ia tot timpul. Nici ultimul e bine, na. Hashtag nu, că Andrei a scris o carte despre asta și de ea. Ar trebui ca vreun frate sau vreo soră să nu ia cina în unele momente, chiar și după ce s-au cercetat și s-au rezolvat problemele cu frații? Citiți cartea lui Andrei. Stai puțin, mai citește o altă întrebare, te rog. Ar trebui ca vreun frate sau vreo soră să nu ia cina în unele momente, chiar și după ce s-au cercetat și s-au rezolvat problemele cu frații? Ajut puțin cel care a pus întrebarea. Sunt multe biserici în care se pune oarecum o presiune pe cei care au păcatele nerezolvate, problemele nerezolvate. De certuri, cred că, așa, în context, nu? Probabil, da, cred că, presupoziție. Da, Andrei, relații probleme. Eu zic că nu, uite, se întâmplă, dacă faci parte din Biserica Baptistă, unde se ia cina Domnului o dată pe lună, cu excepția bisericii din Stoborești. Noi luăm în fiecare zi. Așa, în fiecare duminică. Și, auzi, îți face Satana o scenă în duminica aia dimineață, când te duci să iei cina, că vă treziți mai târziu, nu știu ce ați făcut, vă luați pruncii după voi, vă împiedicați, el a uitat să facă ceva, ea nu a pregătit pamper și ăsta vă ocupă el ăsta mic înainte să ieșiți, v-ați tulburat o leacă, sunteți toți inflamați, v-ați spus unele lucruri, v-ați agitat puțin și zice, acum mă duc la cină și nu pot să mă duc la cină. Și se întâmplă lucruri din astea. Eu am o convenție cu soția mea, noi întotdeauna știm că ne vom împăca, ne cerem iertare, ne împăcăm, asta e un dat, da? Și atunci este suficient o privire pe care mi-o dau cu ea, uite, nu am timp să fac acum toată penitența pe care ar trebui să o fac. Îți trimis scrisoarea după biserică. Eu și urmează să dau cina Domnului, imaginează, știi? Ce m-am agitat în drum spre biserică și în sensul giratoriu i-am zis, bă, uite și pe Olteanul ăsta, Melteanul ăsta, știi? Și după aia mă duc la biserică și pace, pace, și trebuie să iau cina sau să dau cina. Am un schimb de priviri cu ea, dacă n-am apucat, dacă am omis, dacă n-am fost atent, dacă m-am grăbit, n-am fost atent, am o privire cu ea, ne rezolvăm problema, ne dăm un zâmbet fugar, un zâmbet sau altceva și ne ducem și luăm cina. Și după aceea rezolvăm. După aceea nu zicem, păi nu ți-am aruncat privirea aia la biserică, nu. După aceea luăm și discutăm evenimentul respectiv dacă trebuie discutat mai mult, da? Dar nu ne împiedicăm unul pe celălalt. A, tu iei cina, băi, dar nu mi-ai spus tu nu știu ce înainte de biserică sau tu te-ai purtat nu știu cum înainte de biserică, nu. Bun, eu nu am scris o carte pe cină, deci n-am făcut o cercetare atât de... Mă aștept ca Andrei chiar să știe toate versetele posibile pe tema asta. Totuși, în textul ăsta pe care noi îl citim din 1 Corinteni 11, ni se spune, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce. Nu scrie și așa să nu mănânce. Da, dar corect, să se cerceteze, dar de ce și așa să mănânce? Pentru că ce este în final cina? Sănătate. Ăsta a fost prietenul meu, Narcis. Asta e semnalul. Simțeai nevoia să te scoți în evidență, zic și sănătate. Numele. Așa. Putem să avem iarăși aici foarte multe opinii despre ce este cina, intrăm în multe aspecte, dar, în final, cu toții suntem de acord că cina este expresia cea mai profundă a Harului. Nu? A Harului. Că până la urmă, dacă eu spun, domnule, nu, eu nu iau cina, că uite cât de păcătos sunt, până la urmă ce spun? Spun că niciodată, de fapt, n-ar trebui să iei cina. Că tot timpul ești păcătos. Nu, mă cercetez, mă pocăiesc și așa iau cina. Și laud pe Dumnezeu pentru Harul pe care mi l-a dat. Dar cina nu depinde de împăcare. Ascultă-mă, sunt oameni care nu te vor ierta niciodată. Sunt oameni care nu vor să împace cu tine, sunt oameni care nu te vor suporta, sunt oameni care o să se uite cu furca la tine toată viața. Tu nu poți să depinzi de ei, da? Tu îți faci datoria ta, te mărturisești, își ceri iertare, încerci, dacă poți, să mergi mai departe decât a-ți ceri iertare, poate să relegi relația. Nu spune, cercetează-i pe alții, da. Te cercetezi deci tu, pe tine. Uite, iartă-mă pentru că ți-am greșit în mod sincer, dacă pot să fac ceva în plus în ce am greșit față de tine, bine. Dacă el spune, nu, n-abster niciodată sau chestii din astea, Domnul Iisus să aibă milă de sufletul tău, trebuie să te duci liniște la cina Domnului. Noi la Sfânta Treime Brăil am rezolvat și cazurile de sfântoșenie. Știi, el stă sfânt acolo și nu ia cina și el se pocăiește atunci în fața tuturor să-l vedem noi. Dar și cazurile de cugete care erau chinuite de anumite învățături greșite cu privire la cină, în felul următor, predicând cuvântul, studiind cuvântul și spunând
cine stă jos și nu ia cina, de fapt arată că nu vrea să se pocăiască. Asta e până la urmă atitudinea pe care o transmiți. Nu că ești prea sfânt sau că îți pasă prea mult de sfințenie. Tu refuzi, de fapt, să participi la masa Domnului pentru că nu îndeplinești cerințele și nu vrei să o faci. Și sigur, nu o facem forțat, nu o facem manipulatoriu, nu o facem numai ca să arătăm acum invers pe cealaltă extremă, dar, într-adevăr, cum spuneau frații mei, e o ocazie a harului, a împărtășirii pe care, ca și credincios, trebuie să o ai întotdeauna cercetând. În tabăra 5 Sola am avut, una dintre sesiunile mele au fost mijloacele harului, la Sola Grația. Și în teologia reformată, nu intrăm acum în detalii legat de sacrament, sacramentul cinei, noi numim cina fiind un mijloc al harului. Nokia 1110 trebuia să aibă. Deci în momentul în care refuz cina, refuz ce? Un mijloc al harului. Mulțumim frumos!